spunem bine v-am găsit, dragi prieteni și stimați telespectatori, la emisiunea De limele credinței. Astăzi vom discuta o temă interesantă, importanța tatălui în fericirea întregii familii. Și pentru ca să dezvoltăm acest subiect, avem un invitat special, este specialist în psihologie, domnia sa, Rodica Rodei. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mulțumim foarte mult pentru că mereu nu ne refuzați de a fi împreună și cu noi în platoul emisiunii noastre. Deci tema noastră este despre tatăl. Da. Și cu siguranță rolul său în fericirea întregii familii. Întregii familii. Exact. Deci aici este și mama, da. Aici sunt și copilașii. Uh-huh. Și acum când vorbim despre părinte, știți, găsisem cumva niște citate despre părinți, uh-huh, și în mod special despre tatăl. Și am găsit un șir întreg. Cum trebuie să fie tată? Așa. Trebuie să fie activ, trebuie să fie proactiv, trebuie să fie creativ, trebuie să fie, ca până la urmă să realizez că prea puțini asta o realizează. Uh-huh. Și cu toate acestea, noi toți, sunt și eu un tată, ne dorim fericirea familiei întregi. Exact. Cum să fie un tată sau ce să facă un tată de a realiza fericirea familie. Dar mai întâi de toate aș fi vrut să vă întreb, ce este un tată? Sau mai corect spus, rolul său în familie? Este absolut colosal. Este, chiar aș spune, e colosul. Da, pentru că de el depinde mama copiilor, mm-hmm, și de el depinde copiii. Mm-hmm. Dacă să luăm importanța lui în familie, păi toate teoriile psihologice pornesc de acolo. Uh-huh. Legătura cu mama este foarte importantă, dar legătura cu tata nici cum nu este mai prejos. Uh-huh. Și a fost momentul că toată literatura de parenting pentru părinți, uh-huh, era dedicată mamelor. Uh-huh. Și cumva se explica că mami era cea care duce 9 luni copilul, uh-huh, și trebuie să știi ce înseamnă asta și apoi tot ea de naștere. Și la fel ea trebuie să știe, deci, cum stau lucrurile. Familia era legată mai mult, exact, prioritar de, exact, mama. Și valul ăsta cumva a acaparat și în momentul când copilul deja este născut, e vizibil, uh-huh, și pentru tate și pentru mame, dar cumva este însoțită numai mama de anumite, uh-huh, strategii de educare și îngrijire a copilului. Mai sunt și, să zic eu, niște mituri, precum că tata este mare, uriaș și neîndemânat de a ține acel boț care e foarte gingă și firav. Mai este și faptul că tata este preocupat cu dobândirea banului și nu mai rămâne timp pentru familie și cumva încearcă femeie din răsputeri să le compenseze pe toate. De ce zic mit? Pentru că este demonstrat că părinte înseamnă și tata. Deci el nu e ajutor de părinte, tata. Cu siguranță. El este părinte în egală măsură, cu drepturi și obligații, ca și mama. Și dacă cuplul format are filozofia asta formată despre momentul că eu sunt tată părinte și tu ești mamă părinte, cumva vor coopera într-un mod foarte eficient la apariția acestui boț de aur. Exact. Deci sunt egali, sunt absolut părinți, dar au roluri diferite. Exact. Și asta, chiar dacă aici vine să nu discriminăm pe gender, uh-huh, cum ai schimba? Cum ai încercat să pui drepturile pe o balanță? Oricum, aș spune invers. Fiecare are aceleași șanse, uh-huh, da? De dezvoltare, șanse de promovare, uh-huh, dar roluri sunt foarte bine alcătuite, oferite de către natură. Și, uh-huh, ele și-au menirea lor. Am asistat la un interviu dintre o doamnă care încerca din răsputeri să apere rolul de mamă a femeii, care astăzi, oh, este absolut denaturat, și o altă doamnă care din răsputeri câștiga opinia că o mamă bună poate fi și o carieristă bună. Da. Mm-hmm. Bine. Și uitându-mă la toate aceste extreme, înțeleg că femeia are de ales acum. Să fie casnică și să crească acest pui, uh-huh, sau să iau bonă, pentru că își permite financiar, și să-și facă cursul ei, traiectoria ei de dezvoltare. Uh-huh. Însă, toate au destrâns ceva în urmă. Toate. O mamă acasă... Sunt și consecințe. Da, da. Cu siguranță. Da. Deci,
cineva va strânge o roadă bună, cineva mai puțin bună. Da. Și meritul și responsabilitatea ține pe umerii ambelor părinți. Ce-mi place mie să zic aici este că o mamă este regina casei. O mamă trebuie mai întâi de toate să fie feminină. Ori astăzi a fi feminină înseamnă a fi slabă, a fi vulnerabilă. Și nouă nu ne place că suntem într-o epocă în care vulnerabilitatea trebuie neapărat șterbită, absolut scoasă din toată lista de calități importante. De ce? Eu ca femeie vreau să fiu vulnerabilă și anume cu soțul meu. Pentru că el e persoana cu care eu pot să fiu așa cum sunt autentică. Și vreau ca ea să mă accepte. De aia și formăm noi acea familie intimă în care ne completăm. Și dacă eu și acasă îmbrac cum aș de. Și dacă eu și acasă nu vreau să fiu vulnerabilă, păi cu cine voi fi eu? Trebuie să fiu tare, trebuie să rezist, trebuie eu să... Eu nu vreau să fiu femeie puternică. Eu sunt puternică prin feminitatea mea. Eu sunt puternică pentru că ofer volanul vieții soțului având încredere în el și am puterea de decizie în acest moment știind că el este alesul meu. S-au șterbit. Deci eu la conceptul feminitate de multe ori aud niște mituri în sensul dat. Eu nu vreau să fiu casnică pentru că eu degradez. Stop. Oh. Ce înseamnă degradare pentru tine? Foarte. A-ți îngriji puiul tău care... Mama nu poate fi înlocuită și nimeni nu va înlocui exact ca și tatăl. Și atunci dacă tu ești alături, plină cu rezervoarul de dragoste și tu îl iai rezervoarul ăsta și îl duci la lucru, pentru că tu nu vrei să muncești, ce primește copilul? Cum se formează el? Cum crește el ca personalitate? Și apoi când devine mare, păi pare anumite lacune în personalitatea lui și cine e vinovat aici? De aceea, ceea ce este scris, ceea ce bunica știe și spune că noi eram alături lângă pui, ceea ce și africanii fac, își pun copilașii alături și cumva vede, japonezii, care se consideră a fi un popor extraordinar de calculat, controlat, stăpân pe sine, pragmatic și funcțional, nimic de presos în educația lui, în apartament, dar și în educație, da? Deci au un stil lor aparte și ei sunt acei care își poartă puiul cu ei, mama, deosebit când mama își permite acest confort. Să-și ia puiul și în bucătărie și în baie și să cânte în timp ce face menajul casei. Este important și menajul casei să-l faci cu dragoste, pentru că este acea cetate, fortăreață în care tu îți dezvolți o istorie. Da. Și atunci, dacă tatăl nu a fost valorificat în copilărie de către mama sa, pentru că mama cumva l-a ponegrit pe tata spunându-i că ești ca taică tău, iresponsabil și n-ai nicio șansă să devii ceva mare și mama era cea care ținea tot sub control, acest băiețel crește într-un bărbat și are convingerea că cumva i-ar fi confortabil să-și găsească o femeie la fel de puternică, autoritară în familia lui și face același lucru, dându-se într-o parte. Și aici eu aș fi vrut cu toate acestea. Deci înțeleg că copilul primește o definiție cum a fi bărbat. Absolut. Și până la urmă cum este să fii un bărbat? Spuneți-mi dumneavoastră. Spuneți-mi dumneavoastră, cum e să fii un bărbat? E greu. Nu e ușor. Nu e ușor. Și nimeni n-a spus asta că va fi viața ușoară aici. Nimeni exact. N-a spus asta, nici chiar Domnul nu ne-a spus, nu ne-a asigurat că va fi ușor. Dar el a spus, nu te teme. Exact. Ce se întâmplă cu tata și cu mama care au puiul ăsta este panica la început. Pentru că cel mai neajutorat pui din tot regnul animalului este omul. Da. Și ce să vorbim despre un bărbat care e destul de dificil pentru el să fie un bărbat în momentul în care are copilul și mai are încă un copil. Mai are pe soția. Să știți că această abordare de obicei e întâlnită invers pe roluri. Femeia spune că are încă un copil pe bărbat. Mai rar întâlnești momentul în care femeia își permite să fie fetița, cea care are nevoie de fi protejată și de a simți că e în siguranță. Nu e nimic urât în asta, dimpotrivă. Cuplul care poate să-și permită să fie fetiță, băiețel, vorbesc într-un mediu adecvat când nu se necesită maturitate de la ei. Atunci când ea poate să fie un pic mai capricioasă și femeia poate fi, bărbatul care poate să zică, da, nu pot și cred că nu o să reușesc așteptând o încurajare, da? Aici e momentul oportun pentru ei, pentru că ei sunt vulnerabili.
Ei au coborât în perioada aceea de copilărie unde ei au nevoie de susținere, de sprijinire. Și dacă ei pot să schimbe rolul de părinte, rolul de adult cu cel de copilul din ei, care trăiește la orice vârstă în noi acești trei, da? Exact. Și dacă ei pot cumva să-și arate asta, eu zic că este un cuplu fericit. Și da, nu e ușor pentru acel tată, bărbat, să abordeze și pe mama drept o fiică. Dar este minunat să știi că ea este absolut deschisă pentru tine și atât de vulnerabilă în toată firea ei de a fi, cu defectele ei și cu neputințele sale. Da. Știți, următoarea întrebare pe care aș fi vrut să vă invit pe dumneavoastră să vă spuneți părerea pentru telespectatorii noștri, aș fi vrut cumva să o mai lămuresc. Uh-huh. Deci, la un moment dat, când vorbim noi despre bărbați, rolul bărbatului și cum trebuie să fie el, dar înțeleg eu că întrebarea mea, de fapt, este cine ajută pe bărbați să devină bărbați? Un alt bărbat sau totuși e mai diferit? Nu cred că un alt bărbat poate să fie cel mai bun ajutor pentru el în devenirea lui de bărbat. Dacă începem cu începutul, atunci când acest băiețel are o femeie lângă el, mama, păi cu siguranță ea îl învață pe dânsul cum să iubească și cum să primească iubirea. Mama. Această mamă crește puiul său nu ca pe viitor bărbat, soț pentru altă femeie, dar îl crește ca pe puiul ei, ca pe feciorașul ei scump, ca pe odorașul ei. Și aici e discrepanța. Pentru că undeva am auzit și expresia: păi da, cum se întâmplă că acești bărbați sunt atât de neempatici și neînțelegători cu femeia? Femeia îl crește, mama, educatoarea la grădiniță, școală, la fel mai multe profesoare sunt femei. Și apoi vine la o soție și el e atât de necioplit în maniera sa de a aborda femeia. De aceea că mama îl crește ca pe fiul său, ca pe puiul său, oferindu tot ce e mai bun și ținându-l chiar atașat de ea, teoria atașamentului, care e o teorie spațială. Cu cât ești mai aproape de mine, cu atât eu mai simt, ok, tu te distanțezi și mergi în altă familie cu altă femeie, eu ca mamă sufăr și te fac și pe tine să simți vinovat. Și bărbatul se află în două focare, sarmanielul de el. Două femei care îl iubesc atât de mult, nu pot să împartă. Culmea e că acest bărbat poate să se complacă în starea asta. Ha! Eu sunt atât de solicitat. E cortenit. Da, da. Dar are obligația el să facă lucrurile limpede aici. Să nu se lase mami să câștige bucata ei sau soția să facă revoluții. El trebuie să împace aceste două femei. El. Noi vedem altceva. De aceea, un bărbat adevărat devine bărbat, în primul rând, prin investiția care o face el în personalitatea sa, prin valorile care el le poartă, prin puternicul filtru care el îl activează în momentul în care să știe: eu vreau să fiu așa, eu nu vreau să fiu așa. Sunt băieței care au tătici violenți și el alege să nu fiu ca tata și el reușește să fie altfel. Sunt băieței care au mame alcoolizate sau mame care abandonează pe tata plecând la alt bărbat. Și atunci acest băiețel, crescând mare, înțelege că el vrea o femeie fidelă, devotată lui. Și atunci el face ceva în acest sens. Și ușor, ușor, soția este oglinda lui, exact cum și bărbatul e oglinda ei. Și dacă ea își permite la o cuconadă sau într-un alt mediu să vorbească de rău pe bărbat, de fapt, ea vorbește de rău despre dânsa. Oh. Citeam într-o lucrare interesantă despre faptul că fericirea, deci ca enunț, sigur că a fost argumentat, că fericirea în cuplu depinde unul la altul. Deci fericirea bărbatului depinde de femeie, fericirea femeii de bărbat. Dacă realizează cuplul lucrul acesta, probabil că vor deveni fericiți. Se poate de spus că același principiu este și în aspirațiile femeii sau mamei de a-l vedea pe el ca tată bun, ca bărbat, ca soț bun, pentru fericirea comună a familiei. E foarte important să înțeleagă femeia ce o împiedică pe ea să se comporte diferit cu el. Asta ar însemna că are niște pattern-uri, niște modele din copilăria sa care se identifică cu mama și respectiv proiectează toată nefericirea ei a mamei, cauzată de soț. De soț.
Și asta o face în mod inconștient. Deci, mama care era cecăletoare pe tata alcoolic, cumva avea sens. Uh-huh. Mama cecăletoare pentru că el bea. Și el vine beat acasă. Era nemulțumită, cu exact. Siguranță, cu situația exact. Care era și dacă soția, fiica, se identifică cu mama și cecălește uh-huh. în continuare, dar nu are un soț alcoolic, uh-huh. lucrurile sunt schimbate. E diferit. Exact. Și atunci e nevoie ca această femeie să se gândească ce nu fac eu ok. Uh-huh. Dacă îl vede pe el abătut, dacă îl vede pe el distanțat, uh-huh. înseamnă că prima întrebare, eu fac ceva eronat. Uh-huh. Pentru că nimeni nu pleacă de acolo, nu e bine. Uh-huh. Unde este iubit. Și dacă pornim de la piramida lui Maslow a nevoilor, uh-huh. fiecare de noi, prin satisfacerea nevoii de a mânca, de a fi în adăpost, de a fi îngrijit, avem nevoie de a fi acceptat. Nevoie de afiliere, de apartenența unui grup. Uh-huh. Și dacă acest tată simte că el este acceptat acasă, uh-huh. el este necesar și util acasă și fără el nu se poate, nu trebuie doar să știe, trebuie să audă asta. Uh-huh. Și cât e de important femeia care conștientizează valoarea bărbatului să-i ofere acest mesaj și lui. Uh-huh. Să știe și el că personalitatea lui este marcantă în familie datorită faptului că e soțul ei unicul și pentru toată viața și tatăl deosebit minunat al copiilor săi. Mesajul ăsta îl conștientizează și el. Și de fiecare dată când este pus într-o ispită sau are sentimentul că familia nu e ceea ce vrea, da? El își amintește de acest mesaj, de această valoare pe care el o reprezintă în familia sa. Dar tatăl poate să înceapă lucrurile date. Uh-huh. Deci, hai să zic că nu vreau să fiu discriminator spunând că obligatoriu femeia să fie cea care satisface nevoia bărbatului de încurajare, de stimulare, de slavă lui. Sau invers. Bărbatul trebuie neîncetat să vină cu recunoștință pentru tot ceea ce face ea. Mi se pare lucruri absolut ferești. Dacă dragostea este la vedere, Scriptura spune, caută folosul altuia. Exact. Și dacă eu ca soție caut neapărat să-l văd pe el fericit, atunci nu cred că soțul simțind tot valul ăsta de dragoste, ferbențeala asta amoroasă venind spre el, nu cred că el va pleca. Din potrivă s-ar întoarce și zic, e bine cu femeia asta. Să fac și eu ceva pentru ea, nu? Asta e. Da. În cazul în care eu aștept, pentru că mama m-a învățat să nu fii tu cea cu inițiativă, așteaptă el să-ți zică ții primul. Sau așteaptă el să citească gândul tău că ți-e rău. Bărbatul sărmanul înțelege că ceva nu e în regulă cu soția lui, dar el nu poate să citească gândurile. Din păcate, fetelor, n-au reușit bărbații să-și dezvolte abilitatea telepatică de a citi gândurile, să fie clar văzători. De aceea noi trebuie să dezghiocăm mesajul pentru noi înșine, pentru că pe alocuri e foarte greu să conștientizezi prin ce treci tu și de ce ai avut dispoziția acum la ora 1 și acum nu ai deloc. De ce a fost primăvară și acum iară iarnă în sufletul nostru și se povestim după aia lui. De ce tu ești supărat acum și de ce lucrurile îți scapă sub control? Exact. Pentru că de multe ori am auzit tătici care vin la consultat și mi zic după ce soția mea a fost la dumneavoastră, eu multe lucruri am înțeles. Dacă și ce anume? Ea a început să vorbească pe limbajul meu. Adică ea a început să-mi zică ceea ce simte și când e supărată îmi spune despre asta și eu o înțeleg. Și pot să o ajut. Aolea, cât e de simplu. Atât exact. De simplu. De a comunica. Știți, vorba aceasta care este foarte vehement în societate. Ce vor femeile? Nici ele nu le cunosc. Deci nici ele nu cunosc ce vor femeile. Și mi se pare mie că această expresie este generată sau creată de bărbați. Păi Oscar Wilde spunea că femeia nu are nevoie să fie iubită, nu vrea să fie înțeleasă, vrea să fie iubită. Exact. Și eu cred că pentru bărbați e mult mai simplu să iubești decât să încerci să înțelegi ce a avut ea în vedere. Bine, deci am vorbit până acum despre rolul soțului, da. Și acum să vorbim despre tată. Da. Rolul tatălui, deci are copii. Grigore Vieră spunea că a fi tată înseamnă mult, a fi mamă înseamnă totul. Totul. Fiind și el băiat al mamei, da? Da. Dar înseamnă mult și asta cu adevărat își pune amprenta pe toată maturitatea acelui copil care a avut tatăl lângă dânsul. Ce poate să învețe tata pe o mamă? Foarte multe lucruri. Interesant. Da. În primul și în primul rând s-a demonstrat științific că copiii dorm mult mai bine alături de tata. Da. Și i-au explicat că creierul bărbatului chiar se deconectează când doarme.
pe lângă creierul femeii care lucrează, se întâmplă sinapse, conexiuni între neuroni, pentru că ea se gândește că acuși se scoală și face asta n-a făcut-o, asta va face. Și da, tătici, luați pui lângă dumneavoastră atunci când faceți prânzul sau când mergeți la culcare. 2. Tatăl foarte ușor poate să treacă rolul de copil și poate să facă multe trăsnei cu acel copil. Deci poate cumva să-l înțeleagă pe puști și să facă de-a calul, de-a pisica, să sară, să-l prindă. Cineva spunea că un tată, dacă își realizează visurile de copilărie cu copilul său, e cel mai fericit. Adevărat. Copil acela, acelui tată. Exact. Și e minunat. Păi am zis că copilul este o șansă să copilărești încă o dată cu el. Exact. Și să faci o copilărie mai frumoasă și chiar, apropo, științific demonstrat că poți să modifici o amintire din trecut trăind în prezent și amăgind undeva creierul. Da? Un tată este mai curajos și atunci el poate să pună copilul care face primii pași la ușă și să plece departe de lângă el pe canapea, să-l aștepte să vină. Mama ce face? Păi mama ca vulturul, stă, nu cumva să se clatine, să cadă, da? Hiperprotectivă. Tatăl este un pic mai puțin protectiv. El oferă mai multă curaj. Libertate și independență. Adevărat. Cum îmbracă un tată un copil, îl vezi la o poștă. Așa cumva totul. Mama să fie totul impecabil, chiar și părul undeva este fotografie, da? Copilul cu mama, aranjat impecabil, cu tata și cu bunica, la fel cumva, foarte simpatic. Ce mai face tata? Tata ajută... Să spunem mai despre creativitatea tatălui. Da, descătușeala lui pentru femeie, cumva, probabil pe alocuri este mai prinsă în alte activități care sunt importante și urgente, de exemplu, sterilitatea pe acasă, o mâncărică foarte proaspătă și la timp și lucruri importante, sunt, recunosc. Nu zic că tata se ocupă cu lucruri mici. Vine și el de undeva departe, cu grijile, poverile sale. Dar e nevoie mamei să aibă toată încrederea în el, în tată. Și să zică, scumpule, pe jumătate de oră, el e a tău. Să-i oferi șansa asta. Mamele nu oferă. Din multe motive, din multe scuze au ele, multe raționalizări. Că îl învață cuvinte necenzurate. Că tatea nu vorbește corect. Stop! Acest tată e soțul tău. Da. Tu l-ai ales. Exact. Tu ai trăit cu el o perioadă bună de timp și cumva era ok comunicarea cu el și vocabularul lui era acceptat de tine. Ce s-a întâmplat? Și, dragi bărbați, să știți că maternitatea schimbă foarte mult femeile. Chiar le schimbă. Pe alocuri se accentuează acele defecte pe care dumneavoastră nu prea le-ați văzut. De a fi foarte anxioasă, de a fi foarte pesimistă, că uite, un vaccin a dat o febră sau o boală care apare prin neprins de veste și sentimentul de vină pe ea o mănâncă. De ce e tata vine în ajutor? Spune-mi, tu ești cea mai bună mamă pentru acest copil. Uite cât îl faci tu. Tu ești cea mai minunată femeie, de atât ție, eu am ajuns acolo și acolo și acolo. Asta face tata. El încarcă bateriile mamei pentru ca mama să încarce bateriile puiului. Și algoritmul ăsta este absolut fantastic. Deci, un tatăl ar trebui să investească timp în copiii săi, ca un tată, ca un părinte. Neapărat. Leo Batista Alberti spune așa, cea mai bună moștenire pe care un tată o poate oferi copilului său este puțin din timpul său, dar în fiecare zi. Foarte frumos. Chiar deloc mult, nu? Puțin timp. Și dacă ne întoarcem la gestionarea timpului exact. Și la emisiunea care mă dă și cu furia, păi am putea spunem că a fi un tată bun înseamnă să fii stăpân pe sine, pe emoțiile tale, să știi foarte bine cum să-ți administrezi timpul. Sunt obiceiuri care trebuie să le practicăm pentru a deveni un om stăpân pe sine și un bun conducător a timpului. Și pe lângă altă teorie pe care la fel mult îmi place, spunând că un părinte bun, deci nu fac diferențieri între mamă și tată, înseamnă să fii, unu, responsabil, doi, înseamnă să fii accesibil, deci copilul să poată să ajungă la tine oricând are nevoie, disponibil, și asta înseamnă timpul, deci eu ofer și pun chiar în agenda mea, bifez, scriu, planific jumătate de oră cu familia mea, cu copilul meu, cu soția mea, cu soțul meu, da? Și ultimul este să fiu predictibil. Este ceva foarte interesant și foarte interesant. Bine. Asta ar însemna eu ca părinte să-l, atât de bine să-l informez pe copilul meu despre ce se întâmplă dacă el face asta, ce nu se întâmplă dacă el nu face asta,
și îl știi foarte bine. Cana spartă, ce înseamnă? O discuție cu tati și cu mami. El știe că vine acasă mai târziu de o oră adolescentul și el știe ce înseamnă. Și să știți că nu se supără acești adolescenți, pentru că ei au fost informați și pentru că ei au fost foarte conștienți că merg spre încălcarea regulilor casei. Exact. Știți, vorbeam cu cineva, cu un părinte, cu un tată, și el îmi spunea secretul său. Zice, eu am înțeles un lucru, la mine nu se așteaptă prea multe. Dar ceea ce așteaptă la mine soția este să mă joc cu copiii mei. Foarte frumoasă așteptare. Eu trebuie să mă joc cu ei. Trebuie. Da, trebuie. El zice, își pune obiectivele, pentru că eu devin gașcă cu el. Da. Deci suntem prieteni, exact. Suntem o gașcă. Noi putem să ne înțelegem. Și mai mult atât. Și, se cunosc până la urmă. Exact, exact. Și cresc împreună și pentru viitor își zidesc lucruri comune. O relație. Și care zidește o relație foarte bună. Știți, și Albert Einstein spunea, cea mai bună știință este jocul. Absolut. Jocul copiilor. Absolut. Și lucrul acesta, cred că eu, este important. Tot așa spunea, nu încetați să fiți curioși. Și dacă părintele își păstrează curiozitatea asta și de ce faci tu asta, de ce desenezi tu aici, sunt curios să văd, sunt interesat de tine. Acest copil crește cu senzația că el cu adevărat este iubit acasă, da. Și acceptat cum este. Da. Deci rolul părintelui sau rolul tatălui este destul de important în fericirea unei familii. Spunea dr. Markham, spunea în felul următor, ci că a fi tată e ca și cum este un bărberit. Uh-huh. Indiferent cât de bine sau rău te berberești, dar asta nu contează, pentru că trebuie să o faci în fiecare zi. A, așa, foarte frumos. Deci trebuie să o faci în fiecare zi. Cumva te limitează în fiecare zi să găsești timp și pentru asta. Exact, să fii tată. Dar când te gândești cu atât, trebuie să începi. Să fii, deci să ai un rol. Cu siguranță că rolul tatălui este destul de important în familie. E foarte important. Chiar. E foarte important. Și aici puteam să vorbim foarte multe emisiuni despre relația între tată, fiică, ce poate el să învețe, tată, fecior, cât e important. Și apropo, ca sugestii, poate pentru viitor, să mai facem niște emisiuni exact de astfel de... Promit să vin cu două emisiuni pe tematică dată. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc mult. Dacă ați spune într-un cuvânt un secret pentru tată, cum să devină un tată bun? Dacă ar fi un secret pentru toți tații, pentru fiecare și are a lui abordare, nu poți fi un tată perfect, nu poți fi un soț idealist și perfecționist, dar poți fi un bărbat care în primul rând se iubește pe sine atât de mult încât nu poate să meargă în defavoarea familiei, pentru că tată înseamnă toată armata care e în spate, acea familie care totalmente este a lui. Și dependența dată emoțională este una colosală, pentru că ea te vindică, ea te zidește și tot ea te înalță spre noi cul. Deci îndrăzniți, cum Dumnezeu a zis, eu am biruit lumea, îndrăzniți și voi. Mulțumim foarte mult! Cu părere de rău, emisiunea noastră se încheie. Ne bucurăm foarte mult pentru că avem un exemplu. Avem un exemplu din Sfânta Scriptură. Pe Tatăl nostru Ceresc, de la care să învățăm și să învățăm. Vă doresc o zi excelentă pentru toată lumea și vă dăm o întâlnire pentru data viitoare la emisiunea Dilemele Credinței. La revedere!